Efeseni, capitolul 1, începem cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mai citesc o dată primul verset din cele citite și să putem spune cu toții și din toată inima: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și Apostolul prezintă motivul pentru care să-L binecuvântăm pe Domnul: căci ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și pentru dumneavoastră vă salut cu versetul 2 tot de aici: har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Aș vrea să privim în cele citite și chiar în întreaga epistolă către Efeseni, și cu aceasta fiind încă început de an, vă recomand, când citiți Biblia, în mod deosebit să o citiți pe cărți. Nu-i unicul mod de a o citi, dar oricum așa a fost scrisă, pe cărți. Citind-o pe cărți, putem să o înțelegem mai bine, fiecare carte în parte. În mod deosebit, cum vă spuneam, din această carte, aș vrea să vă spun ceva sub un titlu interrogativ: îl iubiți pe Dumnezeu pentru planul Lui? Pentru a înțelege acest titlu, vă citesc și Romani 8:28, unde stă scris așa: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și repet întrebarea, să o punem la întâia plural: îl iubim pe Dumnezeu pentru planul Lui? Haideți să ne uităm mai întâi în Scripturi despre ce plan este vorba. În textul citit era scris în versetul 9 că Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Și în capitolul 3, aceeași epistole către Efeseni, scrie despre acest plan, numindu-l în versetul 11, planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dumnezeu tot ce face, din ceea ce ne este descoperit nouă, că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu doar în limitele gândirii noastre, a descoperirii date, în toate acestea Dumnezeu lucrează după un plan etern, foarte bine stabilit, încă înainte de creația despre care citim noi în Genesa. Și toate se vor derula până în final după acest plan. Chiar și cei de afară care nu cred în Dumnezeu și nu-L vor pe Dumnezeu, vor fi siliți să se înscrie în acest plan, cum s-a întâmplat când a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Totul s-a executat după plan. Așa va fi până în final, scrie în Apocalipsa 17:17, despre fiară, despre coarne, despre împărați, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Ca să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus lui Ieremia că El veghează să se împlinească toate. Tot din Efeseni, din capitolul 3, versetul 11,
aflăm că acest plan etern a fost conceput în Domnul Iisus Hristos. Așa cum vă citesc și din Coloseni, din capitolul 1, unde scrie de la versetul 16, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Și iată cât de mult este, sau cum întregul este subordonat Domnului Iisus Hristos, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut, în planul alcătuit în sine însuși, ca toată plinătatea să locuiască în El, și scrie ceva asemănător cu ce am citit din Efeseni 1, și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Ce e pe acolo, nu știm noi în mod suficient, dar în Domnul Iisus Hristos planul cuprinde întreg universul. Până când, așa cum scrie în Corinteni, capitolul 15, versetul 28, Dumnezeu va fi totul în toți. Și planul se va duce la bun sfârșit de către Cel ce este Alfa și Omega, slăvit să fie în veci. Acest plan, încă în derulare, a fost o taină și încă este. Este interesant ce scrie aici în Efeseni la capitolul 3, acum că nu știm noi, noi pricepem puțin. Dar interesant că nici îngerii nu știu întru totul derularea. Cum spunea Domnul despre ziua aceea și scrie aici în Efeseni 3 cu versetul 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și ei iau act pe măsură ce planul se derulează, cum de asemenea ne spune în aceeași idee Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, lor le-a fost descoperit, e vorba de proroci, că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propătit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Știți, între altele, că îngerii se bucură atunci când se mai înscrie câte un om pe traiectoria eternă a Împărăției Sfinte și participă împreună cu noi la toate actele mântuirii, că așa scrie în Evrei 1 cu 14, că sunt duhuri slujitoare în serviciul nostru. Mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut și face. În câteva cuvinte am spus ceva despre acest plan etern al lui Dumnezeu. Așa îmi place să-L privesc pe Dumnezeu, să gândesc ce-i scris prin prisma acestui plan etern. Dumnezeu nu trebuie să aducă amendamente, să vadă ce nu-i bine, ce-i bine și să acționeze în funcție de circumstanțe. El este Cel ce este. Ce a hotărât, se face. Cum spunea prin Isaia, ce am pus la cale, se va împlini. Binecuvântat să fie în veci. Într-o a doua idee, vă rog să ne întoarcem împreună la Epistola către Efeseni și să observăm în ceea ce ne privește pe noi acest plan. Și aș vrea să ne uităm cine am fost și ce vom deveni în baza acestui plan. Scrie la Efeseni, la capitolul 2, de la versetul 1, voi, adică noi, nu? Erați morți în greșelile și păcatele voastre. Morți? Da. Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și parcă n-ar fi destul atât să ne mai dea doar încă o dată o viață adamică, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Din morți până în locuri cerești, mare lucru, așa e? Citeți mai departe. Ca să arate în veacurile viitoare, așa cum v-a spus, planul este, taina asta încă e în derulare. Nemărginite bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, că în El e făcut planul. Într-o altă ordine de idei,
Și în primul rând au observat că eram mort și vom fi cadorisiți cu viața eternă în prezența lui Dumnezeu. Apoi, scrie la versetul 11, în punct de vedere a statutului nostru religios, al promisiunilor de până atunci, voi, noi spunem iarăși noi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteați împrejur decât aceia care se cheamă teați împrejur, versetul 12, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați, și cum eram și ce suntem sau ce putem deveni. Fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Și acum de la versetul 19, așadar voi acum nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu eram nici slugi, eram nicăieri pe nimeni. Și acum Dumnezeu ne-a acceptat să fim în casa sa și să fim moștenitori, mărit să fie numele Domnului. Că așa scrie aici în capitolul 3, vă citesc de la versetul 6, că adică neamurile, spunea Pavel evreul, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, ar cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Și cartea Apocalipsei ne dezvăluie așa o imagine superlativă despre ceea ce va fi. Vă citesc doar din Apocalipsa 21, unde este văzut un cer nou, un pământ nou, o cetate ca o mireasă. Și scrie de la versetul 5, a spus ceva cel ce a făcut planul. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu, slăvit să fie Domnul. Și încă o imagine vă mai prezint a ceea ce am fost și a ceea ce suntem și vom deveni. Scrie aici, în capitolul 3 din Efeseni, se ruga apostolul, versetul 19, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, că acest plan a izvorât din dragostea și bunătatea lui Dumnezeu și să ajungeți. Și întotdeauna când citesc versetele astea, rămân uimit și mă gândesc, Doamne, chiar atâta? La așa ceva ne chem, așa e proiectul tău? Ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Noi, necăjiții de noi care am fost morți. Cum se poate? Iar de aceea a avut un cuvânt de laudă aici, apostolul, citesc și eu versetul 20 și 21. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cere sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. De aceea îmi place mie uneori să-i binecuvântez pe frate, să le spun cuvintele, să vă dea Dumnezeu și ce n-a cerut. Că n-am apucat sau nu ne-a dus mintea până acolo să cerem și Dumnezeu poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. Că așa e proiectul, este măreț. Rămân pe aceeași pagină, scrie în capitolul 4, versetul 13, și să mă audă toți. Așa scrie aici. Până vom ajunge toți. Vorba numai de corpul pastoral sau de cine? Toți. La unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Că scrie în și Romani 8, versetul următor, celui amintit, versetul 29, că și pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte. Și aici, admirația, mirarea noastră, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Că Dumnezeu în planul Său, nu doar că a vrut să ne ducă din moarte la viață, a vrut să ne facă asemenea chipului Fiului Său, care este exact amprenta Tatălui, că devenind ca Dumnezeu,
vom putea avea cea mai apropiată comuniune. Acesta e planul lui Dumnezeu, să fie cortul lui Dumnezeu cu oamenii, să fim o familie cerească, mărit să fie Domnul. E bun proiectul acesta? Citeam despre un om din America ce a ajuns un fel de cerșetor și căuta asta mai cu vreo 200 de ani în urmă, cu ce să trăiască. Și cineva l-a întrebat, a zis, ce ai la gât? Ce ai, un talisman, ceva special, l-am primit eu de când am fost în armată, dar nu l-am deschis. Și a zis, ia deschide-l. Și când a deschis, acolo era o notă, ca un act, semnat de însă George Washington, primul președinte al Americii, și conferea pensie pentru toată viața. Și el și-a crezut că o să mor de foame. Și cu acel act s-a dus și a fost întreținut în liniște până la sfârșitul vieții. Dar Dumnezeu are un plan mult mai mare. Să ne ține lângă sine pentru veșnicie. Și nici nu-și va aduce aminte de păcatele noastre. Cine am fost? Ce am făcut? Cât am fost de pricăjit și de păcătoși? Că așa e proiectul său. A fost o taină a gândirii, a dragostei lui Dumnezeu. Aș vrea să trec mai departe. De altfel și apostolul merge în epistola asta către Efeseni, mai întâi prezentând așa teoretic acest proiect și apoi devine mai practic, mai analitic. Și să mă opresc, de fapt asta aș vrea să fie oarecum tema noastră, că de fapt asta a fost întrebarea. Îl iubim pe Dumnezeu pentru planul Lui? Vorba înțeleaptă spune, nu-l scoate pe om din coliba lui. Fă-i alături un palat și dacă-i cu minte, se mută singur. Dumnezeu palat ne-a făcut. Acum rămâne de văzut cât o fi noi de cu minți. Dacă ne mutăm sau rămâne mai departe în coliba noastră. Care, vorba unui bătrân de 90 de ani, când l-a întrebat cineva, cum o duce? A zis, eu bine, dar coliba e pe ducă. Că aici pe pământ toate de ieri până mâine. Și mi-a plăcut vorba unui copil care nu știa cum să zice poi mâine și a zis un alt fel de mâine. Are Dumnezeu un alt fel de mâine. Un fel de dimineață fără seară. Dar iubim noi pe Dumnezeu pentru planul Lui? Și interesant, spune 1 Corinteni 8, că dacă îl iubește cineva pe Dumnezeu, Dumnezeu știe dacă îl iubește. Că așa noi ne putem face declarații de dragoste în șapte limbi. Și el poate crede, poate nu crede, fi real, nu fi adevărat. Dar Dumnezeu, repet, știe dacă îl iubim. Și recitesc versetul din Romani, capitolul 8, de altfel cred că e un verset pe care îl știm toți, așa, din memorie. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume, observați relația dintre a-L iubi pe Dumnezeu și plan, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Care va fi atitudinea noastră față de Dumnezeu, față de planul Său? Citeți din Efeseni 4, de la versetul 1. Vă sfătuiesc. Știți, apostolul mai spune uneori, poruncesc. Și spune și la Timotei să poruncească. Eu de data asta nu mă vă sfătuiesc, vorba apostolului. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Știți ce a zis Ilie către Elisei? Când acesta a spus, mă duc, nu am ceva probleme de rezolvat, să nu uiți ce ți-am făcut. Conștientizăm noi ce chemare avem. Cum este numită Evrei 3:1, chemare cerească. De fapt, asta ar însemna să-L iubim pe Dumnezeu, să ne comportăm potrivit cu statutul care vrea să ne-L ofere. Și scrie în continuare de la versetul 2, cu toată smerenia. Cine ar putea să spună că în anul 2021 s-a comportat cu toată smerenia? Hai, ne propunem pe 22, mai bine. Dacă n-am reușit atunci. Blândețea
de lungă răbdare. V-ați propus de la 1 ianuarie, dar sperăm să nu se termină până spre primăvară, nu? Știți unde scrie în Biblie, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului? Nu vă spun, dar oricum, asta e. Asta e necesar. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ce sfaturi frumoase! Ar fi bine așa în adunare. Vă vrea și alții să mute la o răștie dacă vă comportați așa. Întorc pagina. Scrie aici, adică 20, și dar voi n-ați învățat așa pe Hristos și spuneți pe păgând cum se poartă în imoralitate. Sau cum spune în Tit, zice, harul ne învață. Și scrie de la versetul 25, să ne lăsăm de minciună, să nu ne mâniem, Doamne ferește, să nu mai furăm, și 29. Dar îmi place și vă rog să nu vreau să le rețineți toate câte le-am zis, că le puteți citi, sunt acolo la îndemână. Vă rog să observați că spune toată blândețea, în niciun cuvânt stricat, să nu vă iasă din gură, 31, orice amărăciune. Deci nu lasă ceva loc acolo, într-un colțișor unde ai treacă, merg. A spune că la ce chemare avem, să nu ne mândrim nici dacă avem nou un catalog cu un asemenea profesor ca Domnul Iisus, cu un așa pedagog ca Duhul Sfânt, cu așa premii ce ne așteaptă, să luăm note slabe. Orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate. Spunea o soră că trebuia să întâlnească, să facă ceva cu alte surorile ei și una a întârziat sau n-a venit. Și are, cum a zis, o vorbă, nu mare lucru, că știu că e o femeie lavioasă, de sora ei care n-a venit, n-a fost foarte punctuală. Și noaptea visează că îi zice Domnul, de ce ai spus o vorbă rea de sora ta că este între prorocii mei? Și scrie în numărul 12 că Maria a zis ceva de Moise și scrie acolo, Domnul a auzit-o, dar și pedepsit-o. Orice strigare, orice amărăciune, să fie lăsate deoparte, nu? Dacă nu ascultați, să piară, le facem în mormântare. Doamne ajută! Apoi, scrie de la versetul 3 despre niște lucruri care nici ar trebui să fie pomenit. S-a auzit ceva, o lăcomie, că cineva, nu știu ce înșelăciune a făcut, sau, Doamne ferește, imoralitate, necurăție. Și s-a auzit, nu se poate, nu-s de ai noștri. Astea nici să nu fie pomenite. Sau versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, că nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Sau de la versetul 10. Pentru așa chemare, așa onoare, favoare, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. O soră spunea că într-o noapte a avut harul, în vis, să dialogueze, ea știa că vorbește cu Domnul Iisus. Și i-a spus toate ofurile ei și l-a întrebat una sau alta, nu mai știu ce. Dar ispita, poate din obișnuință, s-a scăpat și a zis, Domnul Iisuse, dar cu sora aia cum îi? Și povestea aia că Domnul a stors așa capul într-o parte și vedenia s-a terminat. Deci am priceput că nu i-a plăcut să-l întrebe de nu știu cine. Și scrie în Biblie că să nu suferim ca unii care se amestecă întreburile altora. Chiar vrea Dumnezeu așa să fim sfinți? Oare numai Pavel era așa exigent, sau și Petru? Vă amintiți ce spune el în prima epistolă? Fiți sfinți în toată purtarea voastră. După ce a plecat scumpa mea la Domnul, am spus că a fost și scumpă și sfântă. Și unii au spus, cum ai spus că e sfântă? Păi zic, stați puțin, că eu am spus numai după ce a plecat, chiar a fost desăvârșită de Domnul. Dar noi ar trebui să fim toți sfinți. Scrie, de exemplu, un Efeseni, aici sunt urmă o pagină, să fie pe aproape. Epistola a fost scrisă către toți sfinți. Și să fi citit epistola în plenul adunării și să spună să rămână sfinții, că am o adresă pentru ei. Se sunt credincioși că am fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. A avut putere să ne sfințească. Atunci ce ne rămâne nouă?
Nu, să ne păstrăm hainuțele, nu? Să vegem că haina albă care am primit-o, să o păstrăm. Să fie fără pată, fără zbârcitură, doar la Efeseni scrie în epistola pe care o studiem în această seară. Doamne, ajută-ne! Amin. Și sunt și alte îndemnuri. Să nu luăm deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului. Așa ceva nu-i pentru noi. Eu sunt originar din Apuseni, părinții mei au fost primii pocăiți în comună și eu eram primul pocăit, singurul pocăit în școală și știam că trebuie să fiu altfel decât sunt ceilalți. Îmi amintesc când era la sfârșit de an, așa mi-a dat Domnul Harul să iau în toți anii premiu și la Căminul Cultural se făcea serbarea sfârșit de an și prima dată se dădeau premiile și mergeam să-mi iau cărțile, că îmi plăcea să citesc. Și apoi, către casă, eu urcam pe vale, ceilalți coborau și auzeam uneori pe părinți întrebând pe copii: da, e gata programul? Cum de el pleacă? Și auzeam spunând: el e pocăit și nu rămâne la program. Partea artistică nu mă interesa. Să înțelegem, dragii noștri, că lumea, vă amintiți unde scrie, zace în cer rău și noi suntem din Dumnezeu. Ce cinste ni s-a făcut, așa-i? Așa scrie că am fost aleși și am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Acolo se știe de noi, suntem scriși în ceruri. Povesteau frații în fostă Uniune Sovietică despre niște surori care lucrau în condiții de lagăr, muncă de bărbat. Veneau buștenii pe apă și ele cu un țapin trăgeau la mal. Și una dintre ele pusese operată nu chiar de mult și când a tras un lemn așa, apa la... i-a plesnit operația și a murit pe loc. Și celălalt surori au zis: știi ce prorocie a fost aseară pentru ea acolo în lagăr? Au zis: de mâine numele tău va mai figura numai în evidențele cerești. De jos a radiat-o. Dar care nu sunt sus, când îi ratează de jos, unde mai rămân? Pomenirea celor răi se șterge, dar pomenirea celor neprihăniți este în veșnică. Asta nu că noi prin puterea noastră am fi, ci de la Domnul neprihănirea noastră, slăvit să-i fie numele. Așadar, să ne ajute Domnul să ne purtăm cu chemarea, potrivit cu chemarea pe care am primit-o, amin? Și să fie îndepărtat tot ce se pare rău. Sau așa, frumos cum scrie la Filipeni 4:8, încolo, de azi încolo, cât e 9 ianuarie. Tot ce este adevărat, tot ce e vrem de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrem de iubit, tot ce este vrem de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Sau la Filipeni 2, iar atât de frumos, de la versetul 1, dacă este vreo îndemnare, vreo mângăiere, mândragoste, vreo legătură a Duhului, faceți în bucuria deplină, nu doar la Pavel, la Domnul Iisus să vadă rodul muncii sufletului său, să se bucure. Și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând, cele bune, full, cele rele, mulțimea vidă. Nu faceți nimic din duc de ceartă, dar nimic, îți vine ceva să te revolți, gata, nimic, te-a stat cerul înaintea mea, Psalmul 39, pauză. Nici din slavă de șart, ci în smerenie, fiecare se privească pe altul mai pe sus ca pe sine însuși. O, ce frumos e atunci! Doamne, ajută! Dar ce vă spun de aici încolo e interesant. Da, promisiunea este mare și cerințele sunt pe măsură, dar vă rog să observați că apostolul toate aceste cerințe nu le pune doar sub un semn al legii. Așa trebuie să faci, că dacă nu te bate cel de sus. Ce atitudine interioară trebuie să avem ca să ne purtăm la înălțimea acestei chemări? Să vă citesc numai câteva versete. Zice în capitolul 4, versetul 30. De ce să nu vorbim ce nu trebuie? De ce să fie îndepărtat orice, orice? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Când greșim sau, Doamne ferește, păcătuim, a trebuit să avem privirea așa spre Duhul Sfânt care a venit să ne pregătească, se întristează. Merită să-L jignim? Știți episodul acela din 2 Împărați, capitolul 3, că era acolo împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda, și prorocul Elisei și împăratul Moabului, nu? Și
Zice Elisei către împăratul lui Israel, Ioram sau cine era acolo, și dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, că era un mai blavios pe tine, nici nu te-aș băga în seamă. Și sunt unii oameni care sunt vrednici de dispreț, am spune noi, nu? Încadrăm la Psalmul 15 și avem articol. Dar dacă te uiți la Domnul Iisus, ca să nu-L întristezi, să nu păcătuiești, tu nu ții cont de omul acela, ci de Domnul care te-a chemat la mântuire. Poți să-i spui cuiva, bă, tu ai merita o jignire din aia să-ți ajungă să fii umilit. Dar nu-mi permit să spun asta de față cu Domnul. Se întristează Duhul Sfânt. Apoi, îmi pare interesant ce scrie în capitolul 5, versetul 2. Trăiți în dragoste. Dar de ce? Avem model. După cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Și apoi, în viața de familie, ca aici se consumă timpul cel mai mult, nu? Vezi 22, nevestelor. Acum predicăm fără să avem vreo nuntă de aici, ca să nu vă încurce mireasa. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Adică, nu pentru ceea ce este bărbatul, ci pentru titulatura ce ai primit-o tu. Poate nu pentru el, dar pentru capul lui. Bărbaților, 25. Iubiți-vă nevestele, cum ai iubit și Hristos? Biserica. Adică nu pentru ceea ce merită sau nu merită nevastă. Deși vă spune unul care n-are nevastă, care le aveți, prețuiți-le mai mult. Dar mai mult decât ar merita vreo nevastă, noi trebuie să ne comportăm așa pentru Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi și ne-a dat un model desăvârșit. Nu nevasta se întristează prima. Știți ce a zis fiul risipitor către tatăl? Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ce a zis David în Psalmul 51? Doamne, împotriva ta eu am păcătuit. Dar cu cine aș gândit pe Dumnezeu? Batșeba, cu uria avea el treabă, nu? Dar orice faptă vinovată este mai întâi luată în cunoștință de Dumnezeu, Romanul 18. Mânia lui se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Deci de ce ar trebui să trăim noi frumos? Să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Pentru onoarea, pentru harul care ne l-a dat, trebuie să ne comportăm. Așa și dacă asta nu te motivează, nici nu mă mai trudesc, te lămuresc altfel. Și nu numai în familie, la locul de muncă. Scrie de la versetul 5 din capitolul 6, robilor, angajaților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos, auzi? Se consideră că Domnul Hristos e vreun patron acolo. Slujiți-le nu numai când te sub ochii lor ca și cum ar vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Că nu-și permit să trăiască altfel, asta e natura lor care au dobândit-o. Slujiți-le cu bucurie ca Domnul. Eu numesc asta dubla raportare. Să nu te raportezi numai la oameni, ci automat, în orice împrejurare, să te raportezi întâi la Domnul. Și atunci spui, pentru Domnul. Nu-i pentru Doamna, e pentru Domnul. Nu-i pentru Domnul de jos, e pentru Domnul de sus, bine? Care, ca știți că fiecare fierof, fie slov, va primi răsplata de la Domnul. Sau, întorc pagini la Coloseni 3, foarte frumos scrie aici, 17. Și orice faceți, orice, ați auzit? Cu cuvântul sau cu fapta, să faceți tot în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Și cu asistentă la spital avea un pacient foarte tulburător, deranjant. Și când se ducea în cabinetul lor, iar suna la sonerie, vină încoace, întoarce-mă, fă-mi, nu-i bine? E credincioasă. S-a propus să se poarte frumos. Și, Doamne, cum să mă compor cu omul ăsta că mă scoate din... Și a pus la difuzor acolo când suna soneria versetul din Ioan 11. A venit învățătorul și te cheamă. Să-l tratez ca pe Domnul Iisus. De ce nu așa scrie? Nu interpretez eu corect Scriptura? Spuneți-mi, vă rog. Dar e clar, nu trebuie tălmăcire ca la vorbirea în limbi, să nu percepem ce se spune.
A te purta frumos are de-a face cu a ține cont de Dumnezeu și de onoarea ce ți s-a dat. Îl iubim pe Dumnezeu pentru planul Lui? Adică pentru ce a vrut El să facă și vrea să facă El cu noi. Și nu-i vorba numai de ce ne dă. Vorba de relația noastră cu El. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Că deja v-am fost pecetuiți dacă nu vom fi răscumpărați. Doamne, ajută-ne! În toate împrejurările să ne purtăm frumos. Și mai este ceva. Și aș vrea să recapitulez ca să ținem minte ce am spus până aici. Spuneam că Dumnezeu are un plan etern, gândit bine, ascuns acolo în seiful Său. Plan realizat în Domnul Iisus Hristos. Și în baza acestui plan, Dumnezeu a privit spre noi, spre oameni, și din pierduți cum eram, a hotărât să-i facă din noi prinți moștenitori. Și ca atare, când luăm act de această minune, de acest har, un dar nemeritat, noi trebuie să ne comportăm într-un mod, aș spune fără să greșesc, dumnezeiesc. Amin? Sau nu-i așa? Să nu vă permiteți să trăiți mediocru. Eu sunt deranjat, uneori dată m-a necăjit rău un predicator la nuntă când a zis: eu nu-i învăț pe miri să nu se certe, îi învăț cum să se împace. Doamne ferește! Eu am ajuns la convingerea că numai proștii se ceartă. Sunt foarte convins de asta. Că s-ar putea cândva să scape o vorbă, dar e o nebunie de scurtă durată. Dar la harul ce ni s-a oferit, la ce suntem noi, Biserica lui Dumnezeu, Templul Duhului Sfânt, ar trebui să trăim mult mai frumos, așa-i? Și poate va spune cineva: frate, dar noi am vrut și am și încercat, dar uneori nu ne iese. Vi s-a întâmplat așa? Hai să vă citesc ce scrie în Efeseni 1. Mi se pare mie, gândiți dumneavoastră, că noi nu aprofundăm suficient ideea asta. Adică să ne gândim profund, să fii dus pe gânduri. Păi ce a vrut Dumnezeu să facă cu noi? Ce are în plan să facă? Uneori ne concentrăm la frământările noastre, la bucurii, la problemele vieții. Păi cât e viața asta raportată la veșnicie? Vorbim de 70 de ani, nu de viața lui Metusala. Așa e puțină. Și să ne absorbă pe noi problemele astea atât de trecătoare. Ce trecători sunt anii, ce scurt e firul vieții. Abia ne bucurăm de zorii dimineții și seara se așterne și ziua iar se aduce că timpul ni se cerne. Ce trecători sunt anii, mai ieri eram copii, purtam în tolbe vise și în suflet bucurii. Apoi, la tinerețe, am întâlnit iubirea și am învățat pe fugă ce înseamnă fericirea. Ce trecători sunt anii, azi părul inspicat și trupul ce odată zburda, i-a plecat. Durerea în covoaie, durerile la pasă și parcă ar vrea să ajungă cât mai curând acasă. Ce-i viața? Vorba în popor, ziua pusă-i ca și dusă. Eu am luat convingerea că viața pusă-i ca și dusă. Și numai viața asta să ne absorbă pe noi atât de mult și să ne frământăm, când de fapt în fața noastră este orizontul veșniciei. Și vă propun o temă de rugăciune, așa cum o prezintă Pavel în Filipeni 1, de la versetul 15. De aceea și eu, de când am auzit spre credința în Domnul Iisus care este la voi, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și rog, ia să vă cer ruga Pavel pe Dumnezeu, ca Dumnezeu, Domnul nostru Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți, lecția din seara asta, care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii Tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos Iisus, și textul continuă.
Adică să stăm să ne gândim și când ne întreabă cineva, la ce te gândeai? La prima parte a veșniciei, la cât o fi aia. La ce te gândeai? La slava ce ne așteaptă. Despre Domnul scrie că a privit spre viitor, nu spre cruce. Să rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă orizontul minții. Am auzit despre un frate, era vremea comunistă, era pe moarte, avea copiii duși în America și vrea să vină să îl viziteze. Dar cum atunci nu se putea, asta foarte repede, au întârziat și se temea că moare și nu-i mai întâlnește. Dar în zilele durerii lui i-a dat Domnul o viziune cu niște îngeri care cântau. I s-a deschis așa puțin fereastra spre veșnicie. A uitat de dureri și le-a spus de cei din casă, zice, ori vin, ori nu mai vin, treaba lor că așa de mult îmi place unde se cântă acolo, îi aștept. Noi ne gândim, așa de la începutul anului ne-am gândit noi la veșnicie. Acum poate ne temem și de COVID și de câte toate. Să ne deschidă Dumnezeu mintea spre toate acestea. La noi în biserică o soră era la capăt de drum, dar uneori când ne dea Domnul har, așa se ruga și într-o noapte ne-a rugat să mergem într-o zi la ea și a spus, și noaptea trecută m-a rugat de la ora 1 la ora 5 și la un moment dat zice, nu știu cum o fi vist, ce o fi fost și m-a dus Domnul undeva, o stare așa de beatitudine, de nedescris, un par frumos, și era pe acolo, cântări și am vrut să rămân acolo. Dar solul care m-a condus mi-a zis, vino să-ți arat unde sunt trei surori de la voi de la adunare. Și nu știu cât m-a dus, unde m-a dus, am intrat pe niște scări la un dimisol, un miros neplăcut, semi-întuneric, trei surori, cum mi-a spus. Și eu în vis le spun, surorile mele, ce fericire este aici foarte aproape, de nedescris, haideți cu mine. Și le spun, știm și noi, am vrut, dar nu ne lasă să trecem, închisă ușa pentru noi. Mai vorbesc eu cu Domnul Iisus. L-a rugat și noi, dar nu ne lasă. Dar de ce nu vă lasă? Și una zice, pentru că eu am un duc de gelozie și mă cer cu bărbatul. Și altă spune, pentru că eu sunt invidioasă. Altele au și eu mâine, poți la pensie și n-am. Și alta nu mai spus și nu mai știu ce zis care, poate ce ai dumneata în ispită. Și dimineața zice, am uitat care erau surorile. Dar puțin înaintea noastră a vizitat o soră. Și în timp ce îi povestea visul, și-a amintit că era una dintre cele trei, deci mi-a fost fială să-i zic. Dar când s-a încheiat visul, i-a zis, așa e că eu sunt aceea cu gelozia. Apoi să știi că tu ești. Dacă dragostea Domnului Iisus nu-ți poate fugări gelozia, ce să zic, că nu pricepi? Oricum bărbatul te lasă când mori. Și nu câștigi pe bărbat prin gelozie, tot prin dragoste îl atragi. Dar nu uita că este unul care te iubește cu adevărat și vrea să fii mireasa lui. Admit că ai greșit la nunta de jos, să nu greșești la nunta de sus. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă acest orizont al slavei sale. Mai departe. Îmi place ce scrie în capitolul 4, că Domnul pentru a facilita mântuirea noastră a rânduit, scrie aici, că a dat apostoli, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. M-a sunat un frate și a zis, am probleme spirituale, nu pot dormi, n-am liniște. Și l-am întrebat, dar în ce biserică ești membru? De ce nu-s membru și într-o biserică? Am văzut prea multe slăbiciuni la pocăiți. Dar acum văd că tu ești slab de tot. Du-te la ăștia slab că totuși te ajută. Ceea ce suntem noi aici, și nu e vorba numai de slujba asta propriu-zisă sau altele care au fost anunțate de fratele păstor, și toată relația noastră frățească, de rugăciunile noastre, de predicare, de cântare, de prorocie, toate acestea sunt lăsate ca să fim ajutați să ne desăvârșim, ca să ne purtăm vrednici de chemarea pe care am primit-o. Sunteți beneficiari sau și dăruitori sau producători de har pentru alții? Te bucuri când primești ceva din partea cuiva și când Domnul te zidește printr-o cântare? Mi-amintesc că odată eram foarte necăjit
Și am spus celor slujitori, zic, lăsați-mă, nu mă ducați la amvon. Și a venit un proroc din altă parte, o soră mai în vârstă. Așa m-a radiografiat și așa m-a uns pe suflet, încât am putut să slujesc apoi. Altul era o cântare. Un îndemn scurt a cuiva. Să mulțumim Domnului și pentru acest serviciu al bisericii. Pe toate slujbele care se fac, toate sunt, cum zice Pavel, în folosul vostru. Mulțumim Domnului că ne-a pus la îndemână toate mijlocile să ne desăvârșim ca să aibă siguranță că ne poate duce în slavă. Mărire Domnului! Rugați pe Domnul să fie darurile sale în biserică. Să aveți și predicatori și cântăreți, să aveți mijlocitori, să aveți oameni care se dăruiesc. Avem ce să facem. Și de ce să spui vreo vorbă nepotrivită când poți să spui una frumoasă? S-a întâmplat, Domnul a vorbit unui frate care era proroc, se ruga pentru o sora lui care nu era măritată și a avut o descoperire și o cunoștință din partea Domnului că va da mamei sale Domnul un examen și dacă îl va lua, sora lui se va mărita în scurtă vreme. Și Domnul a descoperit în ce zi va da mama lui examenul. Și el și-a făcut de lucru pe acasă, să vadă și se ruga, Doamne, să ia mama test. Vin două surori și îi spun, ai văzut ce a făcut fata locutare? Test. Și sora zice, sărmana, a înșelat-o satana. Hai să ne rugăm pentru ea. A luat testul. Și fata ei s-a căsătorit în scurtă vreme. Tu ai fi luat testul? Nu știu. Uneori suntem încercați cum nici nu se pare nouă. Eu am avut experiențe cu Dumnezeu când mi-a judecat gândurile. Și a spus, nu-mi place așa. L-am judecat odată pe un om din Biblie de ce a făcut. Nu vreo predică sau vreo discuție cu cineva, doar citind. Și după câteva luni mi-a amintit Dumnezeu și vrei să stai la masă cu el și știi când l-ai judecat, când l-ai citit acolo. Doamne, slab suntem. Dar nu-i mare problemă că suntem slabi sau că nu pricepem, e că nu vrem să ne înțelepțim. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu anul acesta să fie un an al desăvârșirii noastre. Dumnezeu va avea grijă să mai lase și anumite încercări care vor lucra la desăvârșirea noastră, dar cel puțin noi să facem tot ceea ce se poate pentru ca să ne pregătim pentru Domnul și Sfânta Lui Împărăție. Amin? Și încă ceva și am încheiat, că nici apostolul n-a încheiat epistola fără să mai spună ceva. Țin 6:10 încolo, frații mei, dar ce mai trebuie? Când ne-a lăsat Domnul promisiuni, avem biserica la îndemână ca să fim ajutați de frați, de surori, nu suntem singuri. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu să puteți ține piept împotriva înălțirilor diavolului, căci n-avem de luptat cu oameni, ci cu demoni. Versetul 13. Dar îmi place 11 și 13, toată armătura, 13, luați toată armătura. Să vă puteți împotrivi în ziua aceea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit? Totul. Dragii mei, în timp ce noi accedem spre sferele cerești, cum zice Petru Cârdei într-o poezie, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în urale la altitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Numai că în timp ce noi urcăm prin har, demonii sunt în picaj. Undeva în lumea asta spirituală este un război. Duceam odată cu mașina, am luat la ocazie două femei mai în vârstă. După cum vorbeau, erau maghiare. Dar au vorbit românește, că așa e frumos dacă ești cu altcineva să vorbești limba ce înțelege și el. Și mi-a rămas de la el o vorbă și a zis una, ce n-ar fi rău pe lume, dar e multă satană. Mă zic, bine au zis femeile astea. Dacă n-ar fi atâția demoni, ar fi mai ușor, așa? Ne propunem să fim pocăiți, frații și surori ne ajută, dar aici pe stradă e și unul nu-ți dă prioritate și satana îi mete și optește. Poftim! Te scap și ai clansonat. Și poate nu tu spui o vorbă, dar spune-o, dai răbdare, bă. Dragii mei, până una altă suntem în război, dreptă-i? Așa ne-ar place nouă să mergem spre rai, agale, așa, că niște domnișoare care pășesc finuți. Asta în parc după ce ajungem. Până atunci, prin tranșee. Nu întotdeauna, numai ziua ce are,
sunt atacuri demonice. Așa ca în noapte când a fost ispitit Petru, știți, nu? Zici că toate slujile alea nu aveau nici somn, nici treabă. Numai cu el avea treabă. După un ceas alta, mai vine încă unul. Așa se întâmplă uneori. Dar și în acele momente de ispitire, scrie în Ioan 14, în finalul capitolului acolo, Domnul Iisus, vine diavolul, că marea ispitire n-a fost în pustie, ci la cruce. Și îmi place, știți de ce vine diavolul și de ce îi îngădui diavolul? Că poate zice, Doamne, de ce l-aș, de ce e multă satană, cum spuneau bietele femei? Ioan 14, spune aici, și vă rog să rețineți asta, și asta are de face cu titlul care mi s-a dat să-l spun. 14:30, și nu voi mai vorbi mult, că-și vine stăpânitorul. El n-are nimic în mine. Nu mă prinde nici cu strigare, nici cu supărare, nici cu gelozie. Dar vine, ascultați ce vine, pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Și care a fost întrebarea seara asta? Tu îl iubești pe Dumnezeu pentru planul său? Știi când se vede cel mai mult că îl iubești pe Dumnezeu? Când îți promite ceva diavolul sau când te ispitește. Dar asta e dovada că îl iubești, că scrie în Cântarea Cântărilor. Că de-ar da omul pentru dragoste toate averile în casa lui, n-ar avea decât dispreț. Adică poți să oferi diavolul orice, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu și nu te uiți. Apele cele mari nu pot să anuleze dragostea. Dar dacă e mică dragostea noastră, atunci ne corupe. Doamne, lasă prin Duhul Sfânt o dragoste de plină în noi. Și atunci nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că dacă iubește cineva la dragostea Tatălui, nu este în el. Dar când dragostea asta ne impulsionează, ne inundă, apoi să vină diavolul, să ne ispitească, să ne ia sau să ne dea, el când cum face? Deși uneori ce că dă, dar nu mă promite. Nu dă. Dar ce Dumnezeu ne-a promis, ne va da. Vă amintiți cuvintele Domnului Iisus care a spus că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția. Să punem mâna pe ea, că se ia cu năvala. Vreți să ajungem acolo? Nu știu cum se face de la mine ultima vreme, ca în toate predicile să încheie în rai. Și când ajung aici trebuie să spun amin, că de fapt aici am vrut să vă duc, numai de aici am chei. Dar așa vreau să vă duc încât să nu vă înșel și la poartă să nu vă lase. Să fim siguri că ne lasă. O, fie ca dragostea divină, care o pricepem din planul lui Dumnezeu, din jertfa Fiului Său și din tot ce face și va face Dumnezeu pentru noi, să ne motiveze atât de puternic, încât orice provocare demonică să fie înfrântă și noi să rămânem în picioare, pe direcția cea bună și să ajungem cu bine la Dumnezeu acasă. Să nu lipsiți de acolo. Într-acolo mă duc și eu, acolo suntem așteptați, totul e sigur și totul e plăcut. Nu vă permiteți niciun rabat și trăiți frumos, cu demnitate, din dragoste pentru Dumnezeu, pentru planul Său măreț. Doamne ajută și numele Tău să fie slăvit în toate. Amin.